Incidentul s-a întâmplat în orașul Filiaș din Dolj. Bătrânul de 80 de ani stătea pe un scaun în curtea casei când câinele s-a repezit la el. La auzul țipetelor, fiul său i-a sărit în ajutor, însă animalul a fost de neoprit. Și nora bătrânului, o tânără de 23 de ani, însărcinată în luna 8-a, a fost mușcată de câine, însă a reușit să fugă în casă și să sune la 112. L-ați luat de mic? L-ați crescut de mic? De la cât avea în cuța. 3 luni. Și niciodată nu a sărit, da, nici când îi dădea să mănânce? Nu, nu. Ieși afară, nu știu, scăpă. Era ținut într-un țarc? Da. Îl lau de mult? De aproape 2 ani. Și era un câine agresiv? Nu. A mai sărit vreodată la ei? Nu. A fost un câine foarte cu minte. Îl ținea un lanț? Nu, în țarc. Și n-a sărit niciodată? Niciodată n-a sărit. Un țarc de 2 metri. Nu ați pățit-o niciodată când îi dădeați de mâncare să vă mârâie? Să... Niciodată. Îi dăm din mână și doam și spuneam să mă ia și lua biscuitele, nici nu mă atingea cu buzele de degete. Jandarmii au fost primii sosiți la fața locului și la ei câinele a sărit, însă nu au reușit să-l îndepărteze cu spray-uri lacrimogene. A fost folosită din acele cuvântare asupra câinele agresiv, așa încât jandarmii împreună cu reprezentanții serviciului de ambulanță se pot pentru din incinta imobilului și pute în pregoară și să acorde încine medicale de specialitate. Bătrânul a ajuns la spitalul din Craiova cu mușcături pe tot corpul. Pacientul a fost reechilibrat hidroelectrolitic, a fost intubat, ventilat, s-a efectuat tratamentul chirurgical al plăgilor de către chirurgul plastician. Starea lui este foarte gravă și prognosticul este destul de serios. Și nora sa gravidă este acum în grija medicilor. Fiul bătrânului a primit îngrijiri la spitalul din Filiaș. Serviciul de Salubritate Craiova a fost solicitat să ia câinele din gospodărie. A fost dus la adăpostul din Brasta. E puternic? Era agresiv când v-a văzut? Da. Sau s-a retras? A sărit la noi. Câinele aparține unui nepot al bătrânului plecat la muncă în străinătate. Polițiștii dolgeni au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, respectiv neluarea de către proprietarul câinelui a măsurilor de prevenire a atacului canin.